Spectacolul imaginilor de Ziua Națională nu ar fi fost posibil fără oamenii din spatele camerelor, din carele de transmisie, din redacția de știri, din studiouri și din platourile de filmare. În total 150 de jurnaliști, producători, sunetiști, regizori și tehnicieni. Ghita, tu ești în regim de live, te rog, da? În premieră, postul public TVR1 a filmat parada de Ziua Națională și a difuzat imagini pentru toate celelalte televiziuni. Ultimele probe s-au făcut aseară până în cele mai mici detalii. Schema camerelor marisică, așa arată amplasamentul de camere. Regizorul Edi Militaru a fost cel care a făcut în timp real selecția imaginilor filmate de cele 20 de camere instalate pentru parada de la Arcul de Triunf. A câta paradă e pentru tine? Filmez, cred că din 2000... Cred că 17-a paradă. O să fie cea mai frumoasă, sper, din punct de vedere al imaginii, nu? Și eu sper același lucru, asta ne și dorim, de aceea am pus și atât de multe camere. O să le spui telespectatorilor cu cât timp înainte s-au făcut pregătiri, inclusiv discuții cu cei de la SPP, de la armată? Cu cel puțin 2 luni înainte. Totul a fost calculat la secundă. Ia generic din servera cu cheie și exteriorul 1 cu Adelin. Stați cu noi de la ora 11 fix. Urmează parada în capitală. Adelin Petrișor va comenta alături de colonelul Constantin Spânu. Atenție, Adelin. 4, 3, 2, 1, zi! Bună dimineața, la mulți ani România. Mai avem câteva minute până la parada militară de 1 decembrie. În astfel de transmisiuni contează sincronizarea și profesionalismul oamenilor. Bună dimineața și la mulți ani, dragi români! De aici vor pleca 11 elicoptere Puma Socat. Am stat de vorbă cu militarii și am văzut pregătind dispozitivele de luptă. Va urma salutul, după care ceremonia de întâmpinare se va fi încheiat. Bună ziua! Pentru Adelin Petrișor a fost a 17-a paradă de Ziua Națională pe care a comentat-o. Asta e meseria noastră. E atât de frumoasă. Ziua României pentru mine n-a fost niciodată urâtă, chiar dacă a fost vorba de ploaie înghețată sau dacă a fost vorba de frig, pentru că e Ziua României și nu poate fi altfel decât să fie frumoasă. 10 televiziuni din România și una din Republica Moldova au preluat semnalul transmis de TVR1 și au difuzat imagini de la paradă.